Nu cred în semne, decât în semne de punctuație. Una este să spui: Stella Popescu este o actriță simpatică și telegenică, cu semne exclamării. Și alta este să spui: Stella Popescu e o actriță simpatică și telegenică? Da? Da, sigur că doamne, comunic. Bună ziua! Păi bine, tovarășe secretară, se poate? Te-am rugat pe dumneata să bați la mașină adresele mai importante. Și dumneata ce faci? Ce frază e asta? În încheiere menționăm, tovarășe director, că noi considerăm comanda anulată pe dumneavoastră la fel. Ca întotdeauna vă salutăm, tovarășești. Asta e punctuație, frate! Considerăm comanda anulată. Punct. Și apoi de la capăt. Pe dumneavoastră, la fel ca întotdeauna, vă salutăm, tovarășești. Și de fiecare dată bați în felul acesta. Se poate? Vă rog să mă iertați, tovarășe director. Am să încep. O să mă străduiesc, da? Fii foarte atentă, tovarășe. Păi ia gândește, ce s-ar întâmpla dacă dumneata ai vorbi așa cum scrii la mașină? Ce-ar ieși dacă ai vorbi folosind punctuația așa, ca în rapoartele sau hârtiile pe care le scrii la mașină? Se vede. Se vorbesc așa cum scriu? Da. Ha? Ar fi ceva... rău. Bună ziua. Bună ziua. Tovarășul secretară, pot vorbi cu tovarășul director? Tovarășul director e ocupat la telefon, vorbește singur. Ați venit? Ce-ați spus? Singur ați venit? Da, singur. Fii, te rog, am ales de un scaun. De ce nu mi-ați spus v-aș fi dat afară? Plouă. Dar de ce să mă dea afară, tovarășe? Nu, afară plouă. Poftiți scaun. De fapt, știam că tovarășul director trebuie să se ducă la centru și speram să-i vină numele. Dumneavoastră, vă rog. Ce ai zis? Numele dumneavoastră, vă rog. Trebuie să vă anunț și poate vă primește ieri. Au fost, de fapt, audiențele. Să mă primească ieri? Nu, ieri au fost, de fapt, audiențele, dar poate vă primește și azi, în cap. De listă v-am pus. Nu pricep nimic, nu înțeleg. În cap de listă v-am pus. Tovarășe secretară, fii, te rog, amabile, dăm pe director, pe contabilul șef, pe administratorul cantinii, pe oricine. Tovarășul administrator e în curtea din spate, taie un om, lemne. Taie un om? Nu, taie un om lemne și dânsul îl supraveghează. Ia, ascultă, tovarășe, dumneata crezi că eu am venit aici să mă îmbolnăviști de inimă? Te rog foarte mult să-l anunți pe tovarășul director că îl caută inspectorul Alexandru Petrescu. Tovarășul Petrescu, dumneavoastră, sunteți de ce n-ați spus? Îl anunț imediat, vă rog să așteptați 2 săptămâni. Sunt de când trebuia să veniți. Să aștept 2 săptămâni? Nu, 2 săptămâni sunt de când trebuia să veniți. Dar eu abia acum am aflat că dumneavoastră sunteți într-o parte. Am și eu dreptate. Cum sunt? Într-o parte am și eu dreptate. Ce s-a întâmplat? Frate, dragă, secretara subitalii m-a îmbolnăvit. Dă-mi repede un calman să-mi treacă trenul, pleacă peste un sfert de oră și aș vrea să prind ultima cursă și mai ales gara e departe și te rog să-mi dai mașina să mă duc la naiba cu toată povestea asta din provincie că eu am vrut să trimit pe altul. Stai, frate, că nu înțeleg nimic. Ce ai spus? Ce am spus? Parcă eu mai știu ce am spus. Poftim, am început să vorbesc ca ea. Tovarășe director, am uitat să vă anunț, fratele dumneavoastră de la Bacău a telefonat, arde. Ce face? Lasă. Mai departe? Arde de nerăbdare să vă vadă. Perfect, mersi.